Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. După cum v-ați obișnuit, la această oră venim cu o nouă ediție a prezentei emisiuni în care vom încerca să abordăm, ca de obicei, tot mai multe tematici sociale, tematici care au un impact direct asupra fiecăruia dintre noi. Invitații ediției de astăzi sunt Adrian Lebedinski, deputat PSRM, bună seara și bine ați venit. Bine m-am găsit. Și Corneliu Ciure, analist politic, bună seara. Bună seara. Domnilor invitați, pentru ziua de astăzi ne-am propus să discutăm despre această inițiativă de ridicare a plafonului de pensionare pentru cetățenii noștri și despre consecințele pe care le poate aduce cu sine această decizie. Domnule Lebedinski, vreau să aflu de la dumneavoastră de ce s-a tot mers în galop pentru adoptarea acestei legi și unde există justificarea până la urmă, dacă ea există până la urmă. Această inițiativă este promovată de Fondul Monetar Internațional încă de vreo 15 ani în urmă. Ei tot încearcă să ne impună pe noi să ridicăm acest cenz de vârstă, precum că să ajungem la cenzul european, media care este tot 65 de ani. Dar toți acești ani, conducerea care a fost precedentă, a reușit să mențină și să explice că noi nu putem să majorăm acest cenz de vârstă din simplu considerent că la noi lumea nu trăiește atâți ani. Și actuala guvernare, evident, vă dați bine seama că dacă bugetul pentru anul viitor constă 28,2% constă din împrumuturi externe, ei nu aveau încotro, ei merg la orice condiții. O să trebuiască să spună că s-o vândă pe mama lor și pe mamă sau s-o vândă, numai că să le dăie banii aceștia, deoarece altfel ei n-au cu ce trăi, ei n-au cu ce menține bugetul. Măcar că se spun acolo că este un buget prosocial și nu știu așa mai mult, sunt foarte multe întrebări care, cu părere de rău, noi nu am avut posibilitatea să le dăm pe toate în plenul Parlamentului, dar asta e. Domnule Ciurea, speranța de viață justifică această ridicare a plafonului de pensionare în țara noastră? Bun. Speranța de viață este, o cunoaștem cu toți, este destul de scăzută, la bărbați 67, la femei un pic mai mare, și sigur că acesta este argumentul principal, probabil, împotriva modificării, pentru că, în special în cazul bărbaților, dacă ridicăm până la 65 și dacă nu se modifică speranța de viață, întrucât creșterea va fi graduală, atunci, sigur, bărbații din Republica Moldova nu vor avea parte de mulți ani pentru a se bucura de aceste pensii, care sunt, evident, în continuare mici. Bun, dar sunt și argumentele în favoarea unei asemenea inițiative. Bun, cu siguranță că nu este o inițiativă de stânga, promovată și nu poate fi promovată, sigur, de un partid clar de stânga, pentru că cumva dezavantajează anumite categorii ale populației, dar această reformă, totuși o putem numi reformă de optimizare a sistemului de pensii, trebuia de mult să fie promovată, întrucât într-o țară săracă este foarte greu să rezolvi problema pensionarilor de o manieră așa radicală, în așa fel încât să fie și pensiile mari și perioada de primirea acestei pensii să fie mare. Totuși, suntem nevoiți în aceste condiții, cred eu, asta este logica guvernanților, să strângă cureaua, pentru că Fondul Asigurărilor Sociale este incapabil să ofere pensiile cuvenite, ne împrumutăm în continuare la bugetul de stat, avem un număr foarte mare de pensionari raportat la numărul oamenilor care lucrează, oamenilor activi. Mulți dintre oamenii activi se află peste hotare, deci și problema contribuțiilor oamenilor activi este foarte mare, întrucât nu toți oamenii contribuie la bugetul asigurărilor sociale și este și problema îmbătrânirii populației. Toate aceste chestiuni fac ca guvernul să adopte niște măsuri nepopulare, dificile și pe bună dreptate sunt criticați de partidele de stânga,
dar eu consider că este totuși o măsură întârziată, trebuia mult mai devreme să se acționeze. Domnule Bedenski, vreau să vă întreb, atunci când vorbim despre formarea bugetului, vorbim de regulă și aceste surse o să ne le confirmați, poate domnia voastră, cât de credibile sunt, de fapt două persoane angajate întrețin un pensionar. Aceste lucruri sunt reale și în contextul în ceea ce spunea domnul Ciurea, de pensiile, de numărul pensionarilor. Vreau să deschidem aici o mică paranteză. Pensia este una din cele mai mici din țările din regiune. Aș îndrăzni să fac un simplu calcul și să zic aproximativ 1.000-1.200 de lei. Reieșind din notă informativă care ne-a fost prezentată, nu, dar aș vrea întâi să concretizez ceva. De fapt, într-adevăr, acest proiect nu poate fi înaintat de un partid de stângă și eu până nu de mult credeam și că un partid de centru stângă tot nu poate să-l înaintez. Dar reieșind din proiectul care a venit și de fapt noi știm că majoritatea aparține Partidul Democrat în Republica Moldova, reiese că ori partidul și-a schimbat, au devenit total de dreapta sau nu știu ce s-a întâmplat și ca să continuăm mai departe tot această idee, indiferent, în toată această perioadă era problemă. Într-adevăr, tot timpul bugetul asigurării sociale era insuficient, tot timpul nu știam cum, dar erau bani pentru, se găseau surse pentru a majora pensiile și nu era vorba de aceste 6,4% sau 7% cât sunt ele, da, în anul electoral a fost puțin mai mult, dar întotdeauna se depistau aceste surse. Anul acesta ei au mers la tăieri radicale, ei au făcut o reformă absolut nelogică a sistemului asigurării sociale și vreau să mai expun în primul rând asupra faptului că el nu este gestionat corect, de aceea și nu se ajung bani. În primul rând, noi avem o sumedenie de firme care în prezent nu achită aceste impozite la bugetul asigurării sociale. Da, într-adevăr, este problema cu multe din ele sunt insolvabile. Există un nou mecanism care ar putea pune pe roate acest sistem? Evident, dați-le voie la oameni să lucreze. Formați-le condiții normale ca agentul economic să fie rentabil, ca el să-și poată asuma cheltuielile pentru angajații săi și atunci aceste surse vor fi. Noastră a spus că e o persoană la doi, nu, potrivit note informative care am primit noi, e unul întreg și două persoane la un pensionar. Adică unul întreg. Încă și mai puțin decât ziceam. Întrețin un pensionar. Asta, într-adevăr, este o problemă și această problemă va crește deoarece de ce eu am mers acum radical la majorarea acestui cenz de vârstă? Deoarece anii imediat post-belici, adică anii 60 și nu știu cât acolo, a avut loc o creștere mare a natalității. Și aceste persoane acum urmează să beneficieze de pensii anii următori. Pentru ca acești oameni să nu mai ajungă la pensii, ei își le majorează cenzul de vârstă și poftim. Ei își asigură bine, mersi, traiul mai departe, dar populația care va ajunge la vârstă de pensie, va ajunge. Domnule Ciurea, haideți să deschidem parantezele, perspectivele sociale-economice ale țării în acest context. Care ar fi? Bun, sigur că aceste măsuri care sunt luate acum nu sunt luate de viață bună. Deci ele au menirea să țină pe linia de plutire, să salveze pe o anumită perioadă, pentru că este un paliativ, nu rezolvă, nu reformează radical sistemul de pensii, dar permite să salveze pe o anumită perioadă acest sistem pentru ca lumea în continuare să beneficieze de pensie. Acum, sigur, unii spun că chiar pensiile vor crește. Aici este de discutat. Nu au văzut niciun calcul serios care să ateste, dar cel puțin ideea dată este de a ține cumva în viață un sistem care, din păcate, în Republica Moldova, dar nu numai în Republica Moldova, se năruie. E vorba de sistemul de asigurări sociale. Vreau să vă spun că tendința, și toată lumea știe asta, se înscrie într-un trend general. Sigur, într-o lume care nu prea împărtășește valorile de stânga, dar și în multe state vecine,
a crescut acest prag al vârstei de pensionare, fie va crește, pentru că tendința se observă nu doar la vest de noi, dar chiar și la est. De exemplu, Rusia se pune problema din ce în ce mai presant, ca că la ei tot este mai jos, să crească până la 63 sau 65 pentru bărbați. Deci acesta este un trend și noi nu putem să-l evităm. Domnule Ciurea, da. Dar vorbim și de o altă populație până la urmă, raportat la Federația da. Rusă. Da, și în Occident. În Occident, dacă au ridicat până la 65 și chiar în unele țări nordice mai mult, dar sigur că speranța de viață este mult mai mare. În Norvegia am impresia că e undeva 80 de ani. 80 de ani, da. 80. Deci, sigur că în aceste condiții este absolut justificat. La ei se face dintr-un principiu al corectitudinii, al ajustării situației la sistem. La noi, repet, se face pentru a salva un sistem muribund și nu atât al salva, cât al a-i da o speranță de viață pe o anumită perioadă. Ai sau așa, da, opoziția ar spune în felul următor, ai prelungi un pic chinurile și pe urmă, oricum, noi vom ajunge într-o situație, și asta recunosc toți specialiștii, că peste 4-5 ani, oricum, vor trebui să fie făcute niște alte modificări, care probabil nu vor mai ține de pragul de vârstă, ci fie se va trece la fonduri private de pensie, dar acum este greu de vorbit despre acest lucru pentru că nu prea vedem, oamenii nu prea au încredere în asemenea. Fie vor fi găsite alte soluții, dar dacă mă întrebați de perspectivele social-economice, vreau să vă spun că aceste perspective deocamdată nu se întrezăresc. Ele încă trebuie gândite, ele încă trebuie propuse, pentru că atunci când s-a pus în discuție problema reformării sistemului de pensii în 2013, discuția era în special legată de crearea unor fonduri private de pensii pe care noi nu le avem, dar discuția a fost abandonată pentru că se pare că societatea nu este pregătită pentru așa ceva. Nici în Occident aceste fonduri nu funcționează peste tot eficient și deocamdată vorbim despre doar acest cens. Dar soluții de alternative încă nu au fost formulate. De altfel, nu știu ce idee au socialiștii, dar eu cred că și toate partidele politice trebuie să cumva beneficiind de această perioadă de grație, de amânare, pentru că acum suntem într-o perioadă de amânare a rezolvării problemei, să vină cu niște soluții fezabile care să poată fi implementate. Domnule Bedenski, spuneți-ne, vă rog, raportat la ceea ce spunea domnul Ciurea, fonduri private, există un context favorabil în Republica Moldova în care el ar putea să se dezvolte sau reiterați acea teză destul de interesantă, dar în același timp destul de dură pe care au împărtășit-o și alți colegi de partid, are loc un genocid social? Părere de rău, eu nu înțeleg pentru ce a venit acest partid de la conducere, dar de fapt în 7 ani de zile, cât e 7, aproape a 8-lea an de acum s-a pornit, de când ei sunt la conducere, ei de fapt curăță acest pământ. El curăță pentru cine, pentru ce, nu e clar, sunt diferite, știți cum, idei apocaliptice, nu aș vrea să le împărtășesc și chiar nu aș vrea să cred că toți reprezentanții actualei guvernări au chiar împărtășesc și ideile genocidului național. Dar eu cred că undeva este un zloi genii care în drumul, care îi îndreaptă, deoarece modul în care ei gestionează legile, în care ei își permit să schimbă legea absolut anormal, absolut schimbăm contextul, absolut schimbăm tot sensul întregului sistem legislativ, numai pentru că lor să le fie comod. Nu e pentru ca să fie bine pentru popor, nu pentru ca să fie bine pentru stat. Domnule, dar pentru ei personal, asta e și cea mai mare problemă. Dar ceea ce e legat de fondurile acestea particulare, private, nu cred că în Moldova ele vor avea efect. Prea mulți s-au ars pe diferite scheme, pe diferite piramide și așa mai departe. Populația nu mai are încredere. Dar mai mult ca atât... Și nu are niciun venit până la urmă. Da, dar și mai mult ca atât, știți cum, siguranță nu au deloc. Astăzi ei o să investească, peste 20 de ani nu se mai știe ce o să întâmpla cu fondul acesta. Dar noi avem Casa Națională de Asigurări Sociale. Este singurul problem.
Nu trebuie să fure. Nu trebuie să gestioneze incorrect banii. Domnule Bine, s-a ajuns în această situație din motivul că o bună parte dintre salariații își primesc remunerarea în plic? Este și această problemă, dar de bază este că fondul, bugetul care îl au ei, nu este un control bun. Anul 2016, Curtea de Conturi a efectuat control la Casa Națională de Asigurări Sociale în coraport cu Poșta Moldovei. Au fost depistate un șir întreg de încălcări. Cu părere de rău, în raport, așa e descris că nu mai înțelegi nimic. Dar dacă studiem documentele primare care au stat la baza acestui raport, atunci orice procuror ar trebui să se sesizeze imediat și să rețină minimum vreo 5-10 persoane. Domnule Cirea, atât clasa politică cât și societatea civilă s-au arătat împotriva acestei decizii. Eu vreau să vă întreb raportată la poziția Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, care au criticat și ei dur reforma în sistemul de pensii. Spuneți-ne, vă rog, vedeți în această confederație o voce, o portavoce a angajaților care ar putea într-un fel sau altul să influențeze această decizie ce urmează a fi luată? Da, eu observ că protestele față de anumite decizii pe care le ia guvernarea sunt de natură diferită. De exemplu, dacă vorbim despre alte legi care acum au fost adoptate, procurorul general. Păi societatea civilă se manifesta în special ONG-urile, organizațiile neguvernamentale, cei care sunt mai curând de dreapta, putem spune o societate civilă de dreapta. În ceea ce privește pensiile, majorarea vârstei de pensionare, această societate civilă nu s-a prea manifestat, dar aveți dreptate, cei care au protestat au fost în special sindicatele, cei care trebuie să se afle în sprijinul, să vină în sprijinul, să susțină oamenii muncii. Bun, și desigur categoriile vulnerabile, pensionare. Era de datoria lor să o facă, ei au făcut-o, nu știu cât de consecvent, cât de hotărât. A fost un singur protest care cumva a realizat în dimineața unei zile, după care el foarte repede s-a dezumflat. Și din această cauză nu pot să atest o mișcare de protest din partea a ceea ce ați numit dumneavoastră societate civilă foarte hotărât. Observ protestul Partidului Socialiștilor. Aici au fost exprimate critici, le auzim și în Parlament, vedem și la diferite emisiuni la care am participat. PSRM-ul, dar asta este iarăși foarte caracteristic pentru un partid de stânga care trebuie să vină întotdeauna în apărarea acelor care muncesc. Eu totuși cred că în pofida acestor critici, guvernarea va avea puterea necesară să ducă la îndeplinire acest plan cu privire la majorare. El totuși este gradual. Nu cred că va putea fi blocată această intenție. Și nu cred că anume această intenție trebuie să fie neapărat blocată în totalitate. Sigur că trebuie să se fie exprimate aceste critici. Dar, repet, acestui sistem trebuie să îi se acorde, dacă vreți, o ultimă sau o penultimă șansă. Și pentru că nu există o viziune de alternativă clar formulată, trebuie să acceptăm această soluție. Eu zic, trebuie, sigur că unele partide nu vor accepta, dar eu, ca expert, zic că trebuie să acceptăm această soluție a guvernului pe care o oferă și care este una temporară. Pentru că inevitabil, ei nu rezolvă problema și inevitabil ei vor trebui să revină la subiectul reformării sistemului de pensie și să propună alte soluții care să poată cu adevărat să salveze acest sistem. Deocamdată noi vorbim despre o amânare și această ridicare a pragului este din acest registru. Domnule Bedenski, vreau să ne explicați și nouă celor prezenți în studio, dar și telespectatorilor, care a fost metodologia, cum s-a calculat, trebuie să se iasă la 65 în condițiile în care spuneam ceva mai devreme, media de viață pentru bărbați este 67. Vreau să ne explicați, premierul, cel puțin în declarațiile domniei sale, spunea că de anul viitor cei care vor ieși la pensie vor beneficia de o pensie majoră. Ce facem cu cei care au ieșit până la finele anului? Sunt întrebări care ne afectează.
Noi fix așa am avut o mulțime de întrebări față de raportori. Ați văzut că doar legea bugetului s-a examinat circa 4 ore și tot au încercat să ne închidă gură, să nu dăm întrebări și așa mai departe. Nu mai vorbim despre legea bugetului asigurării sociale. Cu părere de rău, nimeni. Acestea sunt doar cuvinte frumoase, că va fi, dar nimeni n-a putut să explice de ce au dreptul la recalculul pensiei doar persoanele născute, care au ieșit la pensie din 2001 până în 2008. Ceilalți cei cu dânși. De ce? Așa și n-au putut să explice nimeni. Ei promit că o să fie majorări, dar din contul că vom primi granturi și credite de la partenerii noștri străini. Cum adică tu majorezi pensiile din contul granturilor și creditelor? Asta e absurd. Ceea ce spunea și domnul Ciurea, că asta trebuie să-i dăm ultima șansă. Domnule Binescu, orice proiect de lege, fiecare se întreabă. Mai întâi are loc o consultare cu reprezentanții societății civile, cu fracțiunile parlamentare. Nu ne-a dat nici măcar proiectul de lege. Nu ne-a fost prezentat, s-a motivat că este insuficiență de hârtie. Vă dați bine seama, noi am solicitat și au spus că se dă câte un singur exemplar la fracțiune și poftim 24 de oameni, lăsați să citească dintr-un singur exemplar proiectul bugetului. E pur și simplu, situația e absurdă și noi spunem că să le dăm ultima șansă. Nu. Sistemul de pensionare. Dar nu, oameni buni, atunci când acasă la tine cineva stă și permanent fură, pune alături, nu poți să faci tu bugetul familiei. Fix așa și cu bugetul acesta. Atâta timp cât cineva îl cheltuie, eu nu zic fură. Bine, este, știți cum, când o gospodină nu-i bună în casă, cât n-ar aduci bărbatul acasă, nu-i ajunge. Se risipește, da? Fix așa. Bugetul ăsta cât n-ai aduce în rânsul, dacă el se cheltuie la stânga și la dreapta. El nu-i eficient. Domnule Bedenschi, noi vorbim despre consecințele acordului cu Fondul Monetar Internațional. Până la urmă vreau să punem accentele logice. Acordul presupune niște recomandări, niște sugestii sau aceste sugestii sunt titlu de a fi îndeplinit? Acesta este un contract și părțile convin asupra anumitor criterii. Dacă punctul acesta mă aranjează, eu îl accept. Dacă nu mă aranjează, nu. Păi, oricare persoană care a dus careva negocieri pentru a încheia un contract, el știe că, păi, uite, aici explică, aici da, aici e bine, asta pot să fac, asta nu pot să fac. Dar în situația când tu ești dependent absolut. Sau ești incompetent? Da, asta cum, știți cum sunt la noi mulți, eu cred că e destul de competenți, dar lor le trebuie bani suplimentari la buget. Și de ce asta cum, iarăși, luăm exemplu unei familii. Ai luat un credit, pe urmă iei altul, pe urmă treile, pentru a patrulea, pentru că acoperi precedențele împreună cu procentele și pe la urmă zici, păi, n-ați femeie, n-ați copii, păi și vrei, eu n-am nimic. Fix la asta ne aduc pe noi. Care să fie rezultate? Unde să ne vândă pe noi și cum să ne vândă cu hurta sau fiecare în parte, asta nu e clar. Eu nu pot să înțeleg logica lor, unde vor să ne ducă. E imposibil cu atâtea datorii externe și interne să mai gestionez mai departe bugetul. Eu nu știu din care sursă ei pot să restituie aceste datorii. Domnule Ciurea, am conturat câteva noțiuni. Datorii externe, datorii interne, acord femeie. Există o interdependență? Bun, există, deși economiștii spun că mărimea datoriei noastre externe, bun, și datoria publică, nu este atât de mare încât ea crește, este în creștere, dar încă este una care poate fi onorată, deci n-a atins limitele critice după care poți spune că țara se află cumva în pragul falimentului, în condițiile în care în țară poate să falimenteze. Deci, sigur că la noi datorie e cam 50% din PIB, am impresia, ceea ce, bun, încă este, încă mai putem să împrumutăm. Da, dar sigur, eu înțeleg. Dar să întoarcem. Cu întoarcem. O generațiile viitoare, da? Bun. Pus la nas, scoți pe tău, da? Trebuie să înțelegem că foarte multe state astăzi trăiesc anume așa.
atâta timp cât economia nu este foarte performantă, de multe ori sunt nevoite să se împrumute pentru a rezolva problemele imediate. Sigur, povara întoarcerii datoriilor cade mai curând pe umerele generațiilor viitoare și aici, la replica cu după noi potopul, uneori se potrivește. Totuși, situația nu este chiar atât de tragică, cred că economiștii ar putea să o descrie mai bine. Cu Fondul Monetar Internațional, până la urmă, a existat un consens în societate. Unii pledau foarte clar în favoarea acestui acord, ceilalți nu foarte mult tare se opuneau, zic eu. Deci era mai curând o acceptare tacită, nu ne opunem foarte mult. Bun, și existau și formațiuni politice, de altfel nu mă refer la socialiști, care au încercat în timpul campaniei electorale să amâne semnarea memorandumului, condiționând că prin propria lor victorie. Semnăm, dar numai dacă câștigăm noi. Ăștia au fost cei de dreapta. Eu totuși n-am auzit că în mod expres FMI-ul a condiționat prin ridicarea acestui prag. Da, au fost alte condiții cu cele mai dure, înțeleg că erau legate de sistemul financiar bancar, dar nu s-a vorbit foarte explicit despre acest sistem. Prim-ministru, acum, sigur, nu am acces la toate documentele, nu pot să mă pronunț foarte limpede, însă prim-ministru l-a explicat asta prin faptul că e o necesitate internă. În cazul în care nu rezolvăm această problemă sau nu o rezolvăm parțial această problemă, în 4 ani sistemul se prăbușește. Chiar a fost spus acest termen de 4 ani și, bun, ei au găsit acest paliativ. Domnule Ciurea, noi în cadrul emisiunii de astăzi facem referire la țările vecine sau țările chiar mai îndepărtate și chiar în notițele mele găsisem că în Irlanda, Finlanda și Marea Britanie, spre exemplu, pragul de pensionare este de 68 de ani. Haideți să privim și prin prisma coșului minim de consum. Haideți să privim prin prisma posibilităților pe care le are o persoană ajunsă în pragul pensionării. În Republica Moldova, acești 1100 sau nu mai știu, nu acoperă nici, cred că, 50% din coșul minim de consum. Da, eu cred că m-am uitat, acum nu mi-amintesc exact statisticile, dar am impresia că aproape 90% din populație primește pensii sub acest prag. Adică pensiile sunt mici. Sigur, lucru pozitiv în acest sens este să spunem că bine că le primesc. Dar asta este situația. Aici nu ai nimic altceva de comentat decât să spui că suntem o țară săracă care încă nu a ieșit din această spirală a sărăciei. Faptul că toată lumea dorește pensii mai mari este o certitudine, doar că deocamdată nu avem de unde le plătim. Nu știu, poate domnul Leminski poate să comenteze mai convingător acest aspect. Chiar sâmbătă am avut posibilitatea, discutam. Domnule Leminski, eu vreau, de fapt, poate un pic să ne reorientăm pe marginea ceea ce spunea și domnul Ciurea. Salarii mici, aproximativ, cred că și avem în jur a 1000 și ceva de lei salarii, avem pensii care nu acoperă pragul minim de consum, care este sursa de existență a acestor oameni. Haideți să privim la rece, din ce trăiesc ei. Noi vorbim despre dezvoltarea Republicii Moldova, politici viabile, politică externă, vectori și așa mai departe. A început să vă spun. Sâmbătă discutam cu... Erau mai multe persoane și o parte în vârstă și chiar spuneam că uitați-vă, noi n-aveam cu ce trăi. Toate rudele, o doamnă spune, toate rudele mele sunt plecate în Germania și așa mai departe, în Europa. De mulți ani, de circa 30-40 de ani, primesc pensie acolo și pensia ei are 1200 de lei. Și întreabă, încă mai ești vie? Din ce trăiești? Însă, dacă voi nu ne-ați transmite tot pensionarii de acolo, rude de ei, le transmit bani și ca ei să întrețină aici. Asta e situația întreg sistemul nostru. Mai mult ca atât, am făcut așa un calcul, poate era mai mult când m-am pornit să-l fac în glumă, dar am vrut să văd care este raportul între amenzile, media amenzilor plătite la noi, administrativ vorbim, în Republica Moldova, comparativ cu salariul nostru. Am făcut un calcul, în Europa această medie, adică această amendă medie trebuie să fie de 1500 de euro pe lună.
Adică o singură amendă trebuie să fie în mediu de 1500 de euro, cei ce fac comparativ cu venitul populației noastre. Deci, pe noi, practic, bugetul nostru este bazat pe amenzi și pe impozitele. Da. Da, de la vama. De ce? Unde merg? Cu ce o să fie? Și cum o să trăiască lumea mai departe? Nu știu, dar chiar și dumneavoastră s-a ridicat întrebarea sindicatelor. Până în 2012 am avut și eu posibilitatea să fiu și în consiliu, în membru Consiliului, da, Republical, Confederației Sindicatelor, și vă spun cu certitudine, nu o să fac nimic sindicatele. Nu reprezintă o forță absolut. Nu, ei nu vor să reprezinte. În spatele lor stă foarte mulți angajați, dar ei nu se reprezinte și niciodată nu o să facă nimic pentru cetățeni. Ce a fost acest miting de protest, el a fost unul formal. Nu exclud persoanele care au ieșit cu sinceritate, într-adevăr au ieșit la meeting, dar de fapt cei care i-au îndreptat încolo, aceasta a fost pentru ca să le stupe un pic ochii celorlalte persoane. Uitați, sindicatele mai lucrează, nu o să înțeleagă nimeni. Dar a durat cât 2 ore, au stat bieții oameni acolo, nimeni din conducere sindicatelor, Confederația n-a fost acolo, stea și ei, n-au intrat în Parlament, n-au cerut să prezinte careva informații guvernul, n-au făcut absolut nimic. A fost o formalitate. Ce e cu și să ocup sindicatele pe parcursul ultimilor ani de zile la noi? Domnule Ciorea, am vorbit de pragul de jos, am vorbit de pensii în jurul a 1000 de lei, am vorbit despre pragul de sărăcie. Haideți să vedem cealaltă extremă. Pensii de câteva zeci de mii de lei. Cât de transparentă este acest mecanism de calculare a pensiilor și în baza căror criterii, până la urmă, fiecare dintre noi și-ar pune această întrebare? Bun, înțeleg că intenția guvernului este într-adevăr să facă ordine în acest domeniu al pensiilor de lux. Avem câteva categorii de populații care primesc pensii din punctul de vedere al echității sociale, al principiului echității sociale, nejustificat de mari. Acum, sigur, asta este un domeniu important, un aspect important, să facă ordine în acest sector. Și aici este și să normalizeze cumva, să echilibreze rata de înlocuire a salariului cu pensia. Pentru că la noi pensia cam reprezintă de cele mai multe ori 0,2-0,3 din salariu, iar aceste categorii privilegiate au 0,7-0,8 și principiul echității sociale cere ca cumva să se întâlnească undeva la mijloc. Înseamnă că problema apare și cu acest salarii care nu corespund realității până la urmă. Da, eu cred că anumite categorii foarte influente, judecătorii, alții, bun, militare, dar în cazul militarilor aici și internelor... Noi am avut cazul Apă Canal, dacă nu mă înșel memoria. Da, 100.000. Anumite categorii, da? Ale populației, care sunt destul de influente în societate, au reușit pe parcursul anilor să obțină niște avantaje, inclusiv avantaje sociale din acest sector. Și este bine, eu zic că aici guvernarea trebuie să fie susținută. Important este ca cu adevărat în urma reformării acestui sistem să vedem o anumită echitate în distribuirea pensiilor. Noi constatăm astăzi că această echitate lipsește și unele categorii beneficiază nejustificat de pensii foarte mari și asta nu e rău, dar e rău că foarte multe alte categorii, medicii, profesorii, categorii importante ale populației, au un nivel al pensiilor total diferit. Și iată aici, sigur că e nevoie de o anumită egalizare. Domnule Bedinski, 570.000 de pensionari primesc o pensie sub 1.300 de lei. Ce va întreprinde în fracțiunea pe care o reprezentați dumneavoastră pentru a pune punct acestei stări de lucruri și raportat la cea de-a doua lectură a proiectului de lege? Într-o două lecturi noi avem un șir de amendamente, care o parte de acum a fost depus, alte urmează zile ce să fie depus și sperăm că până joi să comisia să le examineze. Comisie de fond, dar de fapt, de bază care ne punem noi să desfințăm acest parlament să fie și să avem alegeri anticipate în parlament, să fie ales alte partide care vor veni cu o platformă reală care să poată schimbe situația. Altfel, alt soluție noi nu avem.
cu această conducere noi nu o să rezolvăm problemele și o să ne îngrupăm mai departe în acest măcir. Și ce legat de pensii, eu vă spun așa că eu nu sunt pentru cei ca să-i tăiem cuiva din pensii. Eu sunt pentru cei ca noi toți să ajungem la un nivel normal de trai. Mai bine să majorăm decât să-i tai cuiva, mai bine să facem așa că să majorăm la toți, ca toți să aibă un nivel de trai bun, ca să nu fie discrepanța aceasta atât de mare. Domnule Bedinski, Parlamentul, sau mai bine zis, fracțiunile parlamentare, unele dintre ele, haideți să fac rectificare aici, se tem de investirea noului președinte, de aceea se adoptă un șir de legi în galop. Cum s-ar explica, pentru că spuneați ceva mai devreme, fără a fi prezentat deputaților, fără a se consulta, fără? Este evident că domnul Dodon nu o să semneze toate aceste acte, aceste legi care sunt adoptate de către Parlament. Și eu sunt ferm convins, chiar și dacă vor fi votate a doua oară și trimise iarăși președintelui, el și a doua oară nu se le semneze, deoarece ferma lui convingere este că acestea sunt niște acte, forma lor e în principiu întruchipează legalitatea, dar ele sunt antisociale și antistatale. Acestea sunt legi îndreptate spre distrugerea statalității, ceea ce dumnealui cred că nu o să admită niciodată. Și de aceea și ne-am întâlnit cu situația când avem mâine, două săptămâni expiră de când Curtea Constituțională urma să expună asupra rezultatelor alegerilor prezidențiale și Curtea nici cum nu se poate expune, tot targânează. Probabil mai există vreun set ce urmează a fi promovat. Nu știm. Dar oricum, mai mult de data de 28 decembrie, nu pot să o întind. Aceasta este data limită, 45 de zile de la a doilea scrutin. De aceea, cât de tare nu s-ar strădui, ei, oricum, sperăm că nu o să reușească să publice, să promulge aceste legi. Ele vor fi restituite înapoi în Parlament și vom începe o luptă adevărată cu... Deoarece, la moment, cu acest președinte care îl avem, cu părere de rău, nu știu, noi au avut, știți cum, chiar a fost o discuție a noastră internă, discutăm chiar, ar putea la ultima sută de metri să iei, să o pună și să spună că nu, băieți, acestea sunt legi antisociale și să rămână în istoria Republicii Moldova ca o persoană demnă care vrea să facă ceva pentru societate. Măcar ultimii două săptămâni câte au rămas, domnului de președinție se comporte ca un președinte adevărat. Domnule Ciurea, în Republica Moldova avem un minister al muncii, protecției sociale. Eu vreau să mă opresc asupra ultimei sintagme, protecției sociale. Dumneavoastră, în calitate de cetățean și în calitate de analist politic, ați văzut un timp niște politici viabile care urmează sau urmau să fie implementate și respectiv o politică care ar aduce beneficii omului de rând? De ce tace ministerul? Anumite modificări se fac. S-a vorbit în ultimul timp despre majorarea indemnizației pentru maternitate, care tot este în cel puțin prezentat și ca un anumit succes, ca o majorare reală. Deci, în ultimul timp au fost anumite acțiuni, chiar cu aceste alocații pentru naștere, de câteva tipuri de trei sau chiar dacă au fost scandaluri, ne amintim că mamele erau cam nemulțumite, dar acolo era nevoie de umblat la acele legi pentru a face anumite schimbări. Deci nu poți să zici că nu există acest minister. Este adevărat că, din păcate, acest minister este limitat în posibilitățile de a interveni în mod real, pentru că el depinde foarte mult de buget și de mărimea alocațiilor care vin la minister. E bine că acest minister a fost acordat totuși unei formațiuni de stânga, de centru-stânga, cum să zicem, în perioada când la guvernare s-a aflat totuși, am avut o guvernare de centru-dreapta. Și astăzi este greu cumva să o numești, încă trebuie să vedem cum se va manifesta mai departe. Dar acest minister, până la urmă, el nu are posibilitatea să schimbe stilul guvernării. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei trebuie să diminueze
impactul social al reformelor. Și pentru că guvernarea noastră și-a asumat aceste reforme, totuși de factură liberală, trebuie să recunoaștem, ministerul trebuie să acționeze în așa fel încât cumva să atenueze șocul loviturilor, care cred că totuși vor există și va exista și pe parcursul anului 2017. Despre asta a vorbit și premierul atunci când a spus că totuși reformele dor și reformele sunt impopulare. Să vedem dacă guvernarea va reuși în mod rapid să iasă din această zonă a șocurilor și pentru că în 2018 deja loviturile să nu mai fie resimțite de populație și să se vadă niște semne reale ale schimbării. Dacă acest lucru îi va reuși, guvernarea e ok. Dacă nu, atunci, bun, avem alte partide care sunt gata să ocupe locul. Domnule Bedenski, vreau pe final de emisiune să ne spuneți care este epopeea cu proiectul bugetului din 2017, pentru anul 2017. Și vreau tot în acest context menționat de domnul Ciurea, dacă vor continua aceste reforme care dor. Pentru omul de rând îl interesează un venit sau rezolvarea problemelor ce țin de ziua de mâine. Haideți să fim foarte direcți. Deoarece noi am discutat astăzi pe probleme sociale, mai mult o să mă acces respectiv și din acest proiect de lege cu proiect la bugetul pe anul 2017. Potrivit notei informative, problemele sociale, rezolvarea problemelor sociale ocupă din întreg PIB-ul 13,3%, ceea ce reprezintă 0,1% comparativ cu anul 2015. Dar cu părere de rău, guvernul a uitat să menționeze că în anul 2010 acest procent reprezenta 29% din PIB, ceea ce e legat de probleme sociale, rezolvarea problemelor sociale. Noi pe parcurs la 5 ani de zile am distrus întreaga economie și acum noi ne lăudăm că noi avem creștere cu 0,1%. Păi, și când l-am întrebat pe domnul ministru aceasta, nu s-a făcut cum înțelege. Cum? Din ce? Dar de unde? Vă dați bine seama că noi, nu știu, domnul Ciurea văd că are careva speranțe. Eu mă uit puțin mai pesimist la situația ceea ce se întâmplă sau pot să spun realist, cu certitudine, deoarece nu sunt în stare ei să rezolve problemele, dar mai degrabă că nu vor să le rezolve. Ei trebuie să recunoaștem, între ei sunt specialiști, dar nu sunt specialiști de a forma ceva, de a face ceva bine, de a construi. Sunt specialiști buni în a distruge. Asta e bravo lor. Iar pe ei se pui la construcții, la demolări, sunt cei mai buni specialiști. La construcții, cu părere de rău, e ca asta, la dăși nu spunește. Domnule Bedenski, haideți să o spunem tranșant. Republica Moldova este pe linia de plutire datorită remitenților? Evident. Noi trăim doar din contul acesta. Din contul remitenților străini și mulțumim diasporilor noastre atât din est cât și din vest, pentru că, într-adevăr, datorită lor, Republica Moldova se mai ține. Și a doua este că noi am business-ul, adică guvernarea, business-ul l-a pus pe brânci, l-a strâns la perete și scurg ultimele picături de sânge pentru ca să poată supraviețuiască. Cum vor face asta în 2017, reșind din faptul că majoritatea businessmanilor pleacă din țară și cei care rezidența noastră și investitorii străini toți își retrag capitalul din Republica Moldova, mai ales că mâine, poi mâine, mai bine tac. Domnule Ciurea, pe final de emisiune, spuneți-mi, vă rog, rolul remitenților și cu asta cred că punem punct emisiunii de astăzi. Bun, evident că este una din sursele majore financiare care permit supraviețuirea statului, deși, sigur, din aceste remitențe nimic nu vine în bugetul asigurărilor sociale și asta este clar o problemă. Dar, pe lângă remitențe, vama a început cât de cât să funcționeze și asta cumva ne face să fim un pic optimiști. Și poate această lege care, iarăși, probabil socialiștii nu o agrează cu 2% amnistia fiscală, eu zic, este o posibilitate pentru ca business-ul să înceapă să funcționeze în condiții de legalitate. Da, legea aceasta cu 2% nu este pentru business. Legea aceasta cu 2% este pentru funcționari publici ca să-și legalizeze toți banii care i-au furat ei.
Deoarece nu pot, sunt un șir mare de funcționari publici care nu pot să-și justifice veniturile și averile sale. De aceea CNI-ul a început a-i zgudui și ei s-au speriat toți. Dar vedeți că este partea pozitivă în asta. Care e partea pozitivă? Noi mâine poi mâine ne trezim că vin bani, doar noi nu știm de unde au venit acești bani. Acestea pot fi bani din spălare de bani, acestea pot fi bani din droguri, acestea pot fi din armament, acestea pot fi de la organizații teroriste. Dacă și crime, ele, scutirea asta, amnistia asta fiscală nu-i salvează. Băi bine, cum adică nu-i salvează? El e obligat doar să-i declare. De unde să iei? Nimeni nu poate să întrebi. În asta își constă. Dar dacă se demonstrează că e din terorism sau din asta, atunci... Cum ai să dovedești dacă el a plătit? Pentru ce spun? Dacă nu încasau nicio sumă, nu încasau impozit, atunci da, ce se face? Dar dacă el, statul a încasat, statul automat recunoaște că ele sunt legale. Domnule Bedenski, vă dați bine seama ce o să fac organizațiile internaționale în această situație. Domnule Bedenski, ultima întrebare și aici chiar punem punct. Spuneți-ne, vă rog, peste 2 ani de zile Republica Moldova se poate trezi în incapacitatea de a achita pensiile? Da sau nu? Eu cred și peste un an noi putem să ne trezim. Noi nu avem surse reale. Și ceea ce a spus și domnul Ciurea, într-adevăr, banii remitenții vin pentru cheltuieli curente. Dacă noi nu restabilim producerea noastră, dacă noi nu restabilim, nu facem condiții bune pentru business, noi nu o să avem cu ce plăti pensiile, chiar anul curent. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii Reflector Analitic de astăzi. Am discutat despre sistemul de pensie și ridicarea plafonului de pensionare în Republica Moldova, împreună cu Adrian Lebedinski, deputat PSRM, și Corneliu Ciurea, analist politic. Sunt Vlad Madan, vă urez o seară bună alături de Accent TV. Fiți cu ochii pe noi!